În ultima zi de cod roșu, a șasea la rând, pe lista victimelor caniculei sunt 7 oameni. A fost cel mai lung cod roșu din istoria României, cu cele mai multe recorduri termice zilnic, cu sute de apeluri la ambulanță și victime. Soarele fierbinte a ucis cel puțin un om în fiecare zi, la peste 40 de grade resimțite, chiar și organismul unui individ perfect sănătos suferă. Reporterii Observator au făcut un experiment, să-l urmărim. Vremea caniculară a ucis 7 oameni în ultimele 6 zile. Ultimul pe lista victimelor e un tânăr de 24 de ani din Satu Mare care a muncit o zi întreagă la câmp. Din cauza insolației, seara a făcut stop cardiorespirator. Alți doi bărbați din Iași sunt internați la TI după ce au leșinat de căldură. Pentru a vedea cum reacționează organismul uman la temperaturile de peste 40 de grade resimțite, Observator a făcut un experiment. Echipat astfel și cu un EKG perfect făcut înainte, începem o zi normală de lucru. Este ora, Alex? 13:33. 13:33 de minute sunt, potrivit telefonului pe care nu mai am voie să l-am lângă mine, 34 de grade Celsius la Timișoara și vrem să vedem cum reacționează inima unui om sănătos la caniculă. 13:48 de minute mi-arată ceasul din mașină, cobor de la climă, în plin soare. Mergem să întrebăm oamenii, ca la orice știre, cum suportă canicula. Este ora 14 și, iată, 25 de minute. Am stat în soare mai bine de jumătate de oră. Acum am ajuns la umbră și ne hidratăm. După 3 ore ne întoarcem în cabinetul cardiologului ca să predăm echipamentul și să vedem ce a înregistrat. Ca și media valorilor tensionale, vă situați optim. Ați avut 112,70. Ca valori ale frecvenței cardiace, deci ale pulsului, putem spune că am observat anumite fluctuații. Ați făcut o tahicardie sinusală. Ați avut o creștere cam cu 30 de bătăi pe minut în plus față de media noastră de bază. Concluzia este că organismul se resimte. La orice expunere la căldură sau o trecere de la cald la frig, mai ales în context de efort fizic, există consecințe clar demonstrabile. Pentru cei care au patologie sau pentru cei care nu știu că au o patologie, prima manifestare a unei boli cardiovasculare poate fi moartea subită cardiacă. Când afară e cald, corpul nostru are capacitatea de a se proteja prin transpirație. Apa se evaporă și corpul rămâne o perioadă mai rece. Însă dacă sunt peste 35 de grade, iar umiditatea e crescută, apa din transpirație nu se mai evaporă, iar corpul își pierde capacitatea de a se răci. Atunci apar hipertermia și șocul termic, moment în care temperatura corpului poate depăși 40 de grade. Dacă nu se intervine rapid, apare decesul. E a 12-a zi de caniculă și a 6-a de cod roșu. La stațiile meteo din țară s-au înregistrat zilnic recorduri de temperaturi. Pragul critic a fost ieri, 17 iulie, 139 de recorduri. De altfel, a fost cea mai călduroasă zi de 17 iulie din ultimii 65 de ani. Maxima a fost la Cernavodă, 41,7 grade Celsius. Mâine, 6 județe din sud plus capitala vor mai fi sub cod portocaliu de caniculă. Abia duminică, valul de căldură mai scade din intensitate și va ploua în majoritatea regiunilor. Afli oriunde ai fi, în timp real, Observator. Noi ne vedem la ora 19 live pe Antena 1 și Antena Play.